Bună ziua, dragii noștri prieteni! Iată-ne împreună la Prim Plan Obiectiv. Sunteți în direct. Bine ne-am reîntâlnit, ca de obicei, marțea, într-o transmisiune de aici, de la studioul teritorial TVR Craiova, cu două subiecte, sperăm, interesante și pentru voi. Mărturisim deja că în partea a doua o să vină un tânăr îndrăgostit iremediabil de teatru. Este vorba de Claudiu Mihail. Din 2016 este actor al Naționalului din Bănie. O să ne povestească care sunt cele două spectacole care vor participa. Nu dezvăluim încă. Nu. La Festivalul Național de Teatru, ce se va derula la Timișoara. În prima parte a emisiunii, doamnelor și domnilor, înainte de a trece la prima parte, trebuie să mulțumim Floreliei Sofia pentru acest aranjament floral deosebit. Mai de toamnă, așa, cu un mic, dacă se vede aici, un mic dovlecel. Foarte simpatic. Care stă foarte bine acolo. Deci, prima temă a emisiunii de astăzi este Congresul Internațional de Genetică, care a avut loc la Craiova la final de săptămână, între 22-25 septembrie. Ne mândrim că, iată, un congres internațional și de genetică are loc la Craiova. Și sunt prezenți pentru a vorbi despre acest lucru dr. Ioana Streață, medic primar, genetică medicală, șef de lucrări la UMF Craiova și membru al CRGM, membru, nu? Da. Sau, mă rog, faceți parte din CRGM, o să lămurim ce este CRGM. Bună ziua! Bine ziua! Bine v-am găsit! Și profesorul universitar dr. Florin Burada, medic primar genetică medicală, UMF Craiova, la fel din cadrul CRGM. Bună ziua! Bună ziua, vă mulțumim pentru invitație! Cu mare dragă! Hai să lămurim în primul rând ce e CRGM și după aia trecem la acest congres cu care ne mândrim, zicem. CRGM înseamnă Centrul Regional de Genetică Medicală. Este unul dintre cele 6 centre regionale de genetică medicală din România, parte a rețelei române de genetică medicală. Și acum, domnul doctor, cum de a avut loc acest eveniment, să zicem așa, de importanță medicală deosebită, la Craiova? De ce la Craiova, nu în altă parte? Pentru noi este o bucurie că am putut găzdui și am fost onorat să fim gazdele celui de-al 6-lea Congres de Genetică Medicală cu participare internațională. Am reușit în aceste 3 zile să aducem împreună nu numai comunitatea științifică, comunitatea medicală, dar și asociații de pacienți, expozanți, autorități locale, factori de decizie în ceea ce privește politicile de sănătate și alături de numeroase lucrări prezentate de un deosebit interes științific, au fost abordate și alte teme, identificate probleme și, de asemenea, discutate soluții. Este o premieră și pentru orașul nostru. Este prima dată când Centrul Universitar Craiova găzduiește un astfel de congres și anul acesta mai este o premieră și pentru Societatea Română de Genetică Medicală. Am avut 2 manifestări, luna februarie o conferință online și, iată, săptămâna trecută la Craiova, congresul cu participare internațională. Da, avem o știre pregătită pe această temă. Au fost colegii noștri de la departamentul știrii acolo, la fața locului și hai să urmărim știrea. Genetica umană este un domeniu cu dezvoltare rapidă a metodelor de investigație moleculară care pune permanent în evidență noi patologii, dar și strategii de tratament. Despre congresul de anul acesta, organizatorii spun că oferă ocazia să împărtășească din experiența colegilor și să afle informații despre noi direcții științifice în domeniu. Manifestările științifice se adresează deopotrivă profesioniștilor și beneficiarilor domeniului medical interesați de patologia genetică. Prin perspectiva internațională e important pentru că am adus colegi reprezentativi pentru specialitatea noastră din multe locuri din lume. Din Marea Britanie, din Franța, din țări mai exotice, cum ar fi Bahrain. A fost o șansă pentru noi să-i aducem pe cei care au plecat de aici și fac performanță în străinătate. E un eveniment important nu doar pentru Craiova, ci pentru România. Congresul a fost precedat de cursul practic tehnici avansate de genetică moleculară adresat medicilor rezidenți și tinerilor specialiști. Cursul s-a derulat în cadrul Centrului Regional de Genetică Medicală Dolj de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Craiova. Congresul a fost precedat de un curs practic de tehnici avansate în genetică moleculară, unde tinerii noștri colegi au putut
învăța multe dintre tehnicile pe care le aplicăm în diagnosticul bolilor genetice. Au fost lectori din străinătate invitați, care au susținut lucrări foarte interesante pentru participanți și au vizat domenii variate, cum ar fi antropogenetica. Craiova are unul dintre cele 6 centre regionale de genetică medicală din țară. Echipa de specialiști este coordonată de profesorul universitar dr. Mihai Ioana, care a pus bazele acestui centru. Centrul de genetică medicală oferă pacienților din Oltenia și nu numai șansa de a avea un diagnostic corect și o îngrijire multidisciplinară de calitate. Centrul regional de genetică medicală Dolj a fost înființat în anul 2015. Iată, au trecut 7 ani de când a luat naștere acest centru. Clar vă mândriți că faceți parte dintr-o echipă care poate avea șansa să cerceteze aici, în Craiova, această disciplină, genetica. Această echipă s-a format în timp și un rol important l-a avut domnul profesor Mihai Ioana, pentru că a reușit să strângă, să unească și să coaguleze o echipă care cuprinde, alături de medici specialiști genetică medicală, medici primari, medici rezidenți genetică medicală, dar și alte, din alte specialități medicale, medicină de laborator, sănătate publică, asistenți medicali, biologi și studenți care s-au implicat pe parcursul acestei perioade a congresului în organizarea lui și le mulțumesc pentru sprijinul pe care ni l-au acordat. Hai să vedem pe ce, cum a fost organizat, cum a fost împărțit, pe ce secțiuni a avut, s-a desfășurat, doamna doctor, acest congres. În câte părți a fost el împărțit, să zicem așa? Congresul s-a derulat pe parcursul celor zilelor 22-25 septembrie și în fiecare zi au fost câteva secțiuni sau sesiuni plenare, da, care au încercat să aducă în discuție subiecte importante în partea de genetică, de la tehnici de laborator utilizate în cercetare și diagnostic, la genetică clinică, la diagnostic clinic, tehnici genetice avansate și, nu în ultimul rând, foarte important și o parte importantă dedicată organizării rețelei române de genetică medicală, ziua de vineri fiind cea dedicată acestui subiect, unde au participat și autorități locale, dar și specialiști și asociații de pacienți. De asemenea, în ziua de vineri am avut ocazia să-i avem alături de noi din străinătate pe colegii din care conduc sau coordonează rețeaua europeană de referință în boli rare, din care centrul nostru face parte, rețeaua ITACA, și ne-au împărtășit din, să zicem, experiența dumnealor de la începuturi, de la începuturile organizării. Mai ales pentru că și noi suntem la început. 7 ani am început să mergem la școală. Da, 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 asta voiam să spunem. Este totuși o cifră, sunt 7 ani, dar veniți cu această precizare, sunteți oarecum la început. Ei, oricum ați avansat destul de mult, având în vedere că conlucrați cu universitarii din străinătate și se spunea și în știre că ați avut oaspeți de seamă, exact, veniți din centre cu tradiție care cercetează genetica de mai mult timp. Atât în cadrul cursului precongres, cât și în cadrul congresului am avut prezentări ținute de lectori din centre prestigioase, cum ar fi Franța, Italia, Statele Unite, Germania, Grecia. Aceste lucrări, o parte au fost susținute on-site, persoanele au fost prezente și au susținut lucrarea, iar altele au fost susținute online. Practic, am adus și formatul acesta mixt, hibrid și cu prezență fizică în cadrul conferinței și aceste lucrări au fost foarte bine primite de către toți participanții și a fost o ocazie pentru noi de a întări legăturile existente și de a forma noi legături. Cum au participat studenții? A fost o participare activă? Activă, da. Și sau și activă? Au participat, eu știu, la lucrări efectiv în cadrul acestui congres?
O parte dintre ei au făcut parte alături de noi din echipa de organizare și au fost un punct important de sprijin. O parte dintre ei au participat cu lucrări științifice, cei și din centre din țară, și o parte din ei au venit doar să asiste la partea de prezentări științifice. Da, acum funcționează lângă Spitalul Județean, lângă acea clădire a Spitalului Județean Universitar, mă rog, e clinica de dermatologie, acolo parcă funcționează această secție de genetică, cum să zicem? Păi, ar trebui să vorbim despre structura centrului regional. Cam așa, zic, da. Cel mai bine, și în cadrul centrului regional Dolj există un cabinet de genetică medicală în cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic. Există un laborator de genetică medicală care lucrează în parteneriat și cu laboratorul de genomică umană din cadrul UMF Craiova și în curând va fi acest compartiment de care amintați, care are 5 paturi de spitalizare de zi și 5 paturi spitalizare continuă. Practic vorbim de 3 structuri, ambulatoriu, compartiment și laboratorul de genetică medicală, care are o secțiune în cadrul spitalului și o secțiune în cadrul UMF Craiova. Laboratorul este bine echipat, sunt echipamente de ultimă generație care permit analize sofisticate și în cadrul cursului s-a vorbit foarte mult despre secvențierea de nouă generație, o analiză care este disponibilă și la noi în laborator. Deci funcționează cu pacienți. Exact, da. De când asta? De când s-a întâmplat să funcționeze cu pacienți? În cadrul centrului regional, prima structură din centru care a avut pacienți este cabinetul din ambulatoriu, unde cu domnul profesor Ioana și cu doamna doctor Dobrescu sunt primii care au oferit servicii de genetică medicală pacienților. Ulterior, din 2015, când centru a fost înființat, ambulatoriul a devenit parte a centrului împreună cu compartimentul și laboratorul. A fost prima structură existentă și ulterior, bineînțeles, laboratorul a fost susținut și ajutat dinspre laboratorul de genomică umană pe care l-a menționat domnul profesor anterior al UMF Craiova și ulterior, un pic mai târziu, am obținut și laboratorul sau s-a constituit și laboratorul de genetică medicală în cadrul spitalului și avem 2 structuri din 3 funcționale și care oferă servicii pacienților, urmând și sperând ca la începutul anului și a treia să fie funcțională și să oferim servicii pacienților. Foarte frumos. Asta a crescut așa gradat. Da, a crescut gradat și probabil că va mai crește. Câte paturi ziceați că aveți în 4? 5. Spitalizare continuă și 5 spitalizare de zi. Cazuri destul de rare, să zicem, să lămuriți-ne apropo de aceste boli cu determinism genetic. Există 2 direcții principale pe care noi le abordăm în cadrul Centrului Regional de Genetică Medicală Dolj. Una dintre ele este reprezentată de screening-ul și diagnosticul prenatal, iar alta de diagnosticul postnatal. În ceea ce privește diagnosticul prenatal, am început activitatea în urmă cu 10 ani de zile, și în cadrul ambulatoriului, gravidele care au probleme pe parcursul sarcinii, anomalii ecografice, dublu test sau triplu test cu risc crescut, au istoric familial de boli genetice sau expuneri la diversi teratogeni, se pot prezenta în cabinetul de genetică pe baza unui bilet de trimitere de la medicul specialist sau medicul de familie și în cadrul consultului și sfatului genetic primesc o analiză completă a dosarului, informații despre testele genetice, limitele acestora și îi ajutăm să iau o decizie informată. Practic nu există un test genetic care să se potrivească pentru toate bolile genetice și de aceea este importantă vizita la medicul genetician atât înainte de testare cât și post-testare. Iată, o informație extrem de importantă pentru persoanele care sunt în acest caz. Deci cu trimiterea de la medicul de familie și ulterior specialiștii care vin cu sfaturi pertinente. Mai ales pentru viitoarele mame, așa cum spuneți. Această activitate a început în urmă cu ceva timp, în 2013. Încă din 2013 există acest cabinet în cadrul ambulatoriului și este de menționat conexiunea și colaborarea bună între Spitalul Clinic Județean Craiova și UMF Craiova,
există un parteneriat și rezultatele benefice nu au întârziat să apară. Nu știu, aveți o statistică, să spunem, pe parcursul acestor ani, grație specialiștilor, cum s-au putut rezolva anumite cazuri? Adică cum s-a putut interveni? Cum s-a putut, da, interveni? Pe partea de prenatal, da, sau, da. De fapt, ceea ce sublinia domnul profesor este că în genetică nu doar individul este important, ci și familia. Da. Pentru că de obicei o boală genetică o depistezi postnatal, când, pentru că nu te aștepți dacă nu ai în familie. Da. Și sunt cupluri care au un copil cu probleme, fac o testare genetică și urmează, și apoi afli cauza și încerci să te duci către familie să vezi dacă este moștenită sau de novo. Sunt cazuri unde vezi că este o problemă moștenită pentru că părinții sunt purtători și atunci ajungi în centrul ajungi într-un centru de genetică unde ești consiliat pe partea de prenatal în momentul în care obții o nouă sarcină și ți se recomandă normal, pe lângă testele de urmărire de rutină și acea testare specifică, personalizată pentru familia respectivă și în felul acesta poți să spui pe prenatal dacă sau este moștenită din nou, transmisă din nou sau nu. Și sunt, de când am început activitatea în centru, eu sunt mai de curând aici, dar sunt, cred că, peste 5 cazuri, 6 de boli rare, adică peste 1 la 100 de mii, adică cu o frecvență foarte... Okay. Pe care am reușit să-i ajutăm să nu se mai repete povestea printr-un diagnostic prenatal. Asta este îmbucurător până la urmă. Cam acesta ar fi scopul pe această secvență. Wow. Ar fi astea la boli rare, dar eu știu din practică, să zicem așa, din știu că cei care au în familie bolnavi de diabet fac frecvent diabet. Adică dacă mama, tatăl, eu știu, bunicul, sau, eu știu, alt fel de bol cardiace, nu știu. Astea se transmit? Aceste boli sunt boli multifactoriale și alături de o predispoziție genetică implică și alți factori de mediu. Cu siguranță există o agregare familială importantă, iar în cazul diabetului există și forme care se pot transmite după model monogenic și atunci riscul de transmitere este mai mare. Ce lucrări s-au prezentat în cadrul congresului asta pentru publicul larg, așa, să înțeleagă ce e nou, sau în ce direcții, eu știu, sau domnul doctor? Am avut mai multe secțiuni, una dintre ele, foarte importantă, oncogenetica. Metodele actuale de genetică permit identificarea modificărilor genetice și corelarea acestor modificări cu prognostic, ba mai mult există în unele forme de cancer, un tratament țintit în funcție de modificarea genetică. O altă secțiune a vizat genetica reproducerii, diagnostic prenatal, infertilitate, o altă secțiune diagnostic genetic avansat. Practic au fost multe lucrări care au abordat atât bolile rare în ceea ce privește managementul, diagnosticul, dar și prevenția acestora, folosind metode și tehnici de ultimă generație. Odată diagnosticate, cât se poate interveni, până unde se poate interveni din partea medicinei actuale? Adică pentru a să, mă rog, curativ, că majoritatea acestor boli sunt incurabile. Majoritatea, într-adevăr, nu au parte de un, nu beneficiază de o terapie specifică, dar odată diagnosticate și odată identificată cauza, poți să încerci să faci prevenția complicațiilor și să stabilești un management personalizat și o urmărire atentă pentru a preveni complicațiile, apariția complicațiilor sau cumva să le surprinzi la început și să nu ajungi ca situația să se degradeze. Dar există și o parte interesantă și frumoasă la acest congres, au fost că au început să fie și din ce în ce mai multe terapii aprobate pentru boli rare. Și asta este o veste bună și pentru pacienți. Foarte frumos. Eu sunt născut pe 25 aprilie și în această dată se sărbătorește Ziua Mondială a ADN-ului. Asta am reținut-o, clar, pentru că se leagă de ziua mea de naștere, pentru că într-o zi de 25 aprilie, niște cercetători au descoperit, iată, structura
moleculei de ADN. O descoperire epocală, după părerea mea, și de care beneficiem, iată, astăzi, în actualitate, în genetica medicală. În ceea ce privește secvențierea genomului uman, asta înseamnă structura ADN, vorbim de o perioadă lungă de timp în care a trecut din momentul în care a început proiectul genomului uman până s-a deșifrat secvența de referință cu costuri foarte mari. Astăzi reușim cu costuri mult mai mici, într-un timp mult mai scurt, să deșifrăm această secvență folosind secvențiere de nouă generație. Această secvențiere de nouă generație este văzută de mulți pacienți ca o ultimă șansă de a avea un diagnostic genetic corect. Există peste 6.000 de boli rare și multe dintre ele au cauză genetică. Peste 80%, foarte multe dintre acestea afectează copiii. Și nu de puține ori auzim de cazuri în care diagnosticul întârzie sau se pune cu dificultate și aceste cazuri pot să rămână câteodată nediagnosticate pe tot parcursul vieții. Aceste tehnici de nouă generație le oferă o șansă pacienților de a avea un diagnostic corect. Și domnul profesor Alain Verloa, care a fost prezent în cadrul acestui congres, coordonează una dintre rețelele de referință care aduc tehnologia din întreaga Europa și aceste rețele pot să ușureze și să faciliteze un diagnostic genetic corect. Nici o țară din Uniunea Europeană nu are capacitatea de a gestiona și trata toate aceste boli rare, ele fiind un număr foarte mare. Și de multe ori întârzierea în diagnostic este cauzată de faptul că medicul respectiv nu a văzut o astfel de patologie, pentru că vorbim de boli foarte rare. Da. Cât de definitivă e harta cromozomială, harta genomului uman? Știu că s-a descoperit, însă parcă mai era ceva de lucrat la ea. Așa cum zicea domnul profesor, în anul 2000 a fost prima versiune a genomului de referință. Da. Acum suntem la versiunea 38. Suntem mai urmează și alte versiuni? Asta întreb. Cu siguranță, pentru că sunt încă multe taine de descifrate. Da, genetica, iată, foarte importantă disciplină. Până la urmă, dacă ne referim la lumea vegetală, la organismele cu mutații genetice din această zonă, trebuie să spunem că, până la urmă, a hrănit globul la un moment dat, iată, cu un mare aport, a făcut aceste plante să producă mult mai mult. Se vorbea la un moment dat, bine, a apărut oaia Dolly, și se vorbește de o etică în această zonă, etica genetică, să zicem așa. Până unde se poate merge? Respectarea principiilor de etică este importantă în genetică. De ce? Pentru că, deși poate e greu de descifrat taina ADN-ului, în ADN avem toată informația. Da. Și atunci este important să respectăm câteva reguli de etică, câteva reguli, să ne limităm la a utiliza informația în scopul benefic pentru om, pentru societate. Da, sunt lucruri foarte importante pe care, cum să spun eu, mulți dintre privitorii din afară zic, domne, să nu facă cine știe ce oameni clonați sau cine știe ce lucruri dintre astea care la un moment dat să strice structura asta lăsată de Dumnezeu. Cu tehnologia pe care o avem acum la dispoziție, orice este posibil, dar trebuie și tehnologia să fie în mâinile unor oameni responsabili. Da, cu capul pe umeri. Exact. Da. Părerea dumneavoastră, domnul doctor. Tehnicile acestea de nouă generație permit secvențierea întregului genom și permit obținerea unor mari cantități de informații și de multe ori sunt probleme, ca să ating un subiect legat de etică, de a obține informații pentru alte lucruri pentru care s-a cerut testarea. De multe ori se pot obține informații care nu știu cum să fie interpretate la momentul actual. Toate aceste lucruri pot crea frustrare și pot să genereze întârzieri pentru în diagnosticarea cazurilor. Este normal ca un pacient să caute să aibă un diagnostic, că până la urmă un diagnostic oferă și legitimitate socială a bolii, creează un cadru
narativ pentru a oferi explicații atât lui cât și celorlalți în ceea ce privește patologia de care suferă. Da, există această structură de ADN. Putem să spunem, când ne uităm la structura elicoidală, că ce ți-e scris în frunte, ți-e pus, adică ce scrie acolo, ce legături negat. Sunt... Da, pe acolo trebuie să trecem, ce ți-e scris se întâmplă? Uneori da, uneori nu, pentru că mai există și alte mecanisme, alți factori care pot să influențeze. Tocmai de aceea și în momentul în care recomand sau faci o testare genetică, ți se explică și ți se cere acordul să, odată că se analizează doar o anumită parte din informația genetică și dacă cumva în acea secvență pe care o analizezi se identifică ceva care, la care tu nu te gândeai că ai, despre care tu nu te gândeai că ai vrea să afli, dacă vrei să afli sau nu. Sau te limitezi la întrebările pe care le-ai avut de la început. Da, și sunt și mutații în timp, bănuiesc, nu? Se tot întâmplă și atunci nu poți să știi chiar de la început părerea dumneavoastră, domnul doctor. Aceste modificări genetice în multe situații pot fi într-adevăr cauză de boli genetice, dar există și situații când aceste modificări nu au niciun efect sau pot să aibă chiar efect protectiv și sunt astfel de modificări genetice, cum ar fi purtătorii de siclemie pentru această genă HBB ce codifică un lanț de beta-globină, sunt mai protejați împotriva formelor grave de malarie. Practic, aceste modificări genetice pot să aibă efecte variate și pot să fie de multe ori modulate și de factorii de mediu. Și nu puține sunt caracterele multifactoriale în care anumite gene pot să fie influențate de factori de mediu. Cine ar fi crezut că un călugăr care cultiva mazăre, alias Mendel, va duce până la urmă știința la un asemenea nivel? Iată, un congres internațional la Craiova, unde o să fie concluziile puse? Bănuiesc că pentru cunoscători o să fie undeva menționate. Post-congres o să existe o sinteză pe care o vom face publică pe site-ul centrului, pe site-ul universității, dar și pe site-ul Societății Române de Genetică Medicală, cu toate rezultatele și discuțiile care au avut loc. Da, deci cei care vor să se informeze din cadrul universitar sau nu, sau cum e? Feedback-ul participanților și până acum a fost unul foarte bun și nu o spunem noi, o spun atât participanții cât și expozanții care s-au simțit bine în aceste zile la Craiova, îmbinând atât știința cât și buna dispoziție. Cu asta am început, ne bucurăm că Craiova, Centrul Universitar Craiova, este pe harta centrelor importante de cercetare în genetică, alături de alte 5, nu? Nu. Alte 5 din toată țara. Nu doar cercetare, ci sunt și 6 centre. Sunt 6 cu tot. De genetică. Da. Nu avem șansa să găzduim unul dintre ele. Celelalte centre sunt la București, Iași, Timișoara, Oradea și Cluj. Da, practic... Formează rețeaua română de genetică medicală și conform ordinului de ministru prin care s-a înființat această rețea, ar trebui să fie cabinete de genetică medicală și în celelalte județe. Centrului Regional de Genetică Medicală Dolj și sunt arondate județele din regiunea noastră, Mehedinț, Gorj, Vâlcea, Olt și județul Dolj. De menționat că centrul nostru este parte a rețelei române de anomalii congenitale multiple și dizabilitate intelectuală, care este parte a rețelei europene de referință ITACA, coordonatorul acesteia fiind prezent zilele acestea la Craiova. Felicitări pentru acest lucru. Încă o dată și la mai multe evenimente de acest gen. Mulțumim de prezență. Mulțumim frumos pentru că ați venit la emisiunea noastră. Aș propune să urmărim împreună o secvență pe care ne-au dăruit-o în urmă cu ceva timp cei de la Orchestra Filarmonice Oltenia din Craiova, împreună cu trupa Phoenix, și revenim în partea a doua a ediției noastre de astăzi. Ne îndreptăm către teatru.
cei cu pușca lungă. Hei! Care dau chiar și la bună. Come here, push my will to ego. She may come.
somnul. Dimineața-mi strică somnul. Visurile mi le pradă. Visurile mi le pradă. Ca să-mi lase viața foară. Ornicul îmi bate gongul. Și mi-aduce aminte că ai plecat. Poate-mi par în jur străine. Poate-mi par în jur străine. Lume rece fără tine. Lume rece fără tine. Amintiri de un gând atinse. Îmi trezesc durerea prinse. Și mi-aduc aminte că ai plecat. Dar mi-aduc aminte că ai plecat. Te întreb pe tine, soare, dragostea murită oare? Am revenit, dragi prieteni, în studioul nostru aici la TVR Craiova și vom vorbi în minutele următoare despre participarea Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova la Festivalul Național de Teatru, care se va desfășura la București. Mai multe detalii în minutele următoare le primim de la Claudiu Mihail, actor la Naționalul Craiovean. Făceam un calcul de ceva ani. Șase ani. Felicitări și bine ai venit la prim plan obiectiv. Mulțumesc de invitație, mă bucur că sunt aici. Am emoții. Acum când a început, mai devreme ați văzut că discutam așa, dar când a început s-a rarefiat aerul și am început cu emoții. E mai greu ca pe scenă? Da, mult mai greu, pentru că acolo e acasă, acolo sunt pe teren propriu și e mult mai simplu. Când sunt în deplasare, un pic se schimbă spațiu, se schimbă un pic datele. Datele, da. Și e un picuț mai greu. Deși îmi place foarte mult să, acum vorbim de deplasarea asta, de Festivalul Național de Teatru, îmi place foarte mult să merg să joc în alte orașe, să întâlnesc alt public, să întâlnesc colegi de breaslă, să stăm de vorbă, să vedem ce se mai întâmplă și în alte părți. Da. Pentru că altfel, în mare parte, muncim și suntem închiși în bulă, stăm zi de zi în teatru, în întuneric. Și slavă Domnului, ați avut ce să munciți în perioada asta. Am avut. Adică au fost multe premiere, s-a muncit mult. Mereu se muncește așa la Craiova, mereu s-a muncit așa, de când
de când știu, de când am ajuns eu în oraș. Eu am ajuns în 2010, am fost student aici la facultate. Originar din? Din Tulcea, mai exact. Județul Tulcea, mai exact, Isaccea, orașul Isaccea. Da. Am bunicii care mă urmăresc acum, îi salut, din Revărsarea. Ei sunt, au mai mult timp liber la ora asta, ei mei sunt la serviciu, părinții. Da. Le-am spus să intre să mă urmărească. Să ne urmărească. Foarte frumos, da. Pe TVR3, sigur, suntem în direct, dragii noștri, și vorbeam despre două spectacole foarte importante ale Teatrului Național din Craiova. Este vorba de Câine cu om, Câine fără om, care a avut un succes foarte bun, așa să zic, așa consistent, și Iodip Rege. Da. În ambele ai jucat, povesteam, să le luăm așa pe rând, în Câine cu om, Câine fără om, vreo 4, chiar 5 roluri, între care și unul al câinelui. Unul al câinelui, cel mai important, cel mai greu. Cea mai grea partitură din spectacolul acela pentru mine. Altfel, da, cum v-am povestit, spectacolul e structurat din mai multe bucăți, sunt mai multe texte scrise de scriitori români, printre care Simona Goșu, Dan Coman, a cărui text cu care suntem la a doua experiență, cea dinainte a fost Inimă și alte preparate din carne. Da, da. Spectacol pentru care acum un an cred că am fost invitat tot la dumneavoastră și am vorbit de el, pentru că a câștigat premiul pentru cel mai bun spectacol al anului. Da. 2020, parcă 2021. Da. 2021. 21. Da. 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 Și atunci țin minte că spuneam că tocmai era în august, urma să se întoarcă Afrim și să lucrăm Câine cu om, Câine fără om. Da. Și povesteam de presiune că acum, după ce am câștigat premiul, din nou trebuie să tragem tare și să... Vă obligă premiul, sigur că da. Da. E o responsabilitate așa mai mare, nu? E o responsabilitate mai mare și te face să muncești mai mult, să tragi. Oricum e o bucurie mare pentru lumea teatrală craioveană. Cum să spun eu, faptul că acest Radu Afrim, după părerea mea, mare regizor, lucrează cu Craiova, îi place să vină aici. E o minune, noi îl așteptăm de fiecare dată ca pe Moș Crăciun, cum spunea Raluca, colega mea într-un interviu. Da, da. Și eu eram, cred că printre primele mele partituri mai mari au fost în spectacolul lui, Dacă am gândit cu voce tare. Da, da. Și a avut multă încredere în mine, a fost foarte greu atunci, cu presiune, eram Radu Afrin, Doamne Dumnezeule. Da. Te cupleșa numai așa. Normal, te face să vii la repetiții cu respect și să dai tot ce poți. Și cu frică și să dai tot ce poți, să te arunci, să... În timp ți-ai dat seama că e altfel de om, e prietenos, e apropiat de cei cu care lucrează și le transmite așa o efuziune. El a fost așa de la început, a fost foarte deschis cu mine. Eu eram speriat pentru că eram la început și în continuare am mari emoții la fiecare proiect pe care îl încep cu el. Dar emoțiile sunt generatoare de progres, iată. Sunt beneficii. Da. Păi fără ele nu facem nimic și... Sigur. Oricum, chiar fiecare spectacol, fiecare reprezentație e o mare bucurie, pentru că mă face să mă gândesc că la teatru momentul e unic. Exact. Da. E irepetabil. Da. Așa e. Intri, îl joci și nu știi cum se termină. Și un moment care nu se va mai repeta. Da. Oamenii, publicul, nu va mai fi publicul, nu va mai fi același. Da. Oamenii se schimbă. Poate unii ne părăsesc. Și așa mai departe sunt. Da. Și vă dați seama cât de minunat e sentimentul ăsta, că te duci în fața oamenilor și că momentul ăla e irepetabil. Se fac și eforturi pentru a te duce în fața oamenilor, cum s-a întâmplat atunci când ați mers la Chișinău pentru a reprezenta acolo. Da. Recent. Câine fără om, spuneai vreo 16 ore a durat drumul cu autocarul. Cu autocarul, deci efort foarte mare. Da. O seară de relaxare, să zicem, susținerea spectacolului și revenirea și acasă. De dimineață. Da. Și ne-am întors și imediat am trecut în Oedip. Noi am început cu trei spectacole Oedip, plus repetiții în plin. Am început în forță.
Apoi am plecat la Chișinău, cum v-am spus, 16 ore, am jucat acolo, ne-am întors și iarăși Oedip... Și știu că a pus cineva o fotografie de acolo de pe scenă, o emulație extraordinară, adică ei și-au montat decorul acolo, da, da, da. Decorul exact aici pe scenă normal și la montarea decorului au participat toți, efectiv. Exact. Deci da, a spus da, mâna da, cu toții da, acolo. Da, e o bucurie. Da. Și altfel am norocul să fac parte dintr-o trupă cu oameni pasionați de, da. De teatru, de munca asta. Și atunci cu toții suntem unul pentru altul, suntem o familie. Da, da. Chiar dacă fiecare, eu, meseria asta, îi spun meserie, e, o faci pe cont propriu, ești tu singur și tragi, da. Muncești cu tine, dar altfel ești într-o echipă și faci parte dintr-un mecanism și e foarte important să nu uiți asta ca actor, că trebuie să faci parte din mecanism. Vorbim de această echipă frumoasă și aș propune să urmărim împreună cum a luat naștere proiectul Câine cu om, câine fără om. Avem în minutele următoare această posibilitate și ne întoarcem la tine. Câine cu om, câine fără om este cel de-al patrulea spectacol pe care Radu Afrim îl montează la Naționalul Craiovan după Dacă am gândit cu voce tare, Casa cu suricate și recent premiata producție Inimă și alte preparate din carne de Dan Coman, câștigătoarea premiului Uniter pentru cel mai bun spectacol al anului 2020. Câine cu om, câine fără om este un spectacol pe texte de Lia Bugnar, Dan Coman, Simona Goșu, Maria Manolescu, Oana Pelea, Radu Tudoran și Radu Afrim. Regia video și universul sonor sunt semnate de Radu Afrim, scenografia Irina Moscu, coreografia Flavia Giurgiu, iar din distribuție fac parte Alex Calangiu, George Albert Costea, Ramona Drăgulescu, Romanița Ionescu, Iulia Lazăr, Jenny Maxim, Alina Mangra, Claudiu Mihail, Cătălin Mihai Miculeasa, Raluca Păun, Tamara Popescu, Vlad Udrescu, Costinela Ungureanu, Petronela Zurba, Adrian Tudor și Mihai Viță. Iată o echipă frumoasă, am ținut neapărat să fie și acest, mă bucur tare mult. Acest moment. Te rog. Da, spuneam că mă bucur tare mult pentru că mai devreme spuneam, fac parte dintr-un mecanism și colegii mei sunt minunați. Aș putea să vorbesc mai mult despre ei decât despre tine. Da, să vedem cum a fost colaborarea cu Declan Donnellan, unul dintre mari regizori ai Europei, să zicem, de la Royal Theatre din Londra. Exact. Deci are o grămadă, o impresionant CV. Din nou pot să spun că am avut noroc. La fel cum am avut noroc atunci cu Radu Afrim, din nou am avut noroc cu Declan Donnellan. O experiență absolut fabuloasă. Amândoi sunt doi oameni și doi regizori la care te uiți și îi asculți cu gura căscată și cu sufletul la gură în același timp, pentru că sunt oameni care au trecut prin experiențe fabuloase. Avem și o serie de imagini, îi rugăm pe colegii din regie să difuzeze din cadrul spectacolului Oedip Rege. Mulțumim, te rog. Rolul principal ai avut acolo. Rolul Iată. Principal, da. Nu te așteptai, nu? Nu mă așteptam niciodată, tocmai de asta spun că am avut mare noroc. Din nou el a venit și a mizat pe mine. A fost iarăși presiune, dar minunat a fost faptul că cu fiecare repetiție a reușit să-mi ia poveri de pe umeri și să facă ca lucru să fie ușor și plăcut. Contează enorm această susținere și încrederea asta să ți-o transmită regizorul. Sigur că da, altfel te poți lovi. Te poți lovi foarte tare. Da, altfel, o altă viziune. Adică una a scris Sofocle, Oedip, dai seama, o tragedie care s-a jucat cu multe înainte de anul zero, să zicem, de Hristos. Da. Iată, altceva. Mult mai multe personaje, altfel jucată, scenă cu spectatorii lângă. Exact, suntem cu publicul, jucăm cu publicul printre noi, publicul e parte integrantă a spectacolului, vorbim direct cu oamenii din public. Cred că asta a fost una dintre cele mai mari provocări. Da. Da, și asta, pe lângă multe altele. Da. Și avem la fiecare reprezentație, avem parte de reacții ale oamenilor fantastice, reacții la care nu te aștepți niciodată, priviri, respirații, reacții. Sunt fabuloși. Nu se așteaptă. Multă lume e uimită, simt că e uimită că ajunge în sfârșit pe scenă cu noi, pe scena națională din Craiova. E un loc, e un templu, la fel cum e Oblemenco. Intri acolo și ești fascinat de, pe lângă asta, teatrul nostru e foarte mare, avem o sală imensă. Da.
și e exploatată, jucăm pe toată, da, toată scena, da, care are două cortine de fier și e imensă. Am văzut, da. Și am văzut. Cred că în primul rând impactul vizual și când ajungi acolo ești wow. Și genialitatea regizorului e că a transpus-o în actualitate, exact. Adică când vezi oameni îmbrăcați ca acum, da. Da, Iodip, tragedie. Ce a făcut? L-a omorât pe taică-su, exact. L-a omorât. Cum? Să vedem cum descoperim treaba asta. Da. Rămâne pentru mine oricum, rămâne cea mai grea și importantă tragedie antică. Sigur, da, grea. E de neimaginat ce se întâmplă acolo, situațiile sunt teribile. Da. Și până la urmă structura umană e aceeași. Da. Indiferent de perioadă, ne lovim de aceleași probleme existențiale, esențiale ale umanității. Tocmai de asta aceste texte valoroase rămân și pot fi jucate și astăzi. Și astăzi, exact. La repetițiile de acum bănuiesc că există doar Laurențiu Tudor, care este asistent de regie. Cu cine mai repetați treaba asta? Laurențiu Tudor a rămas coordonator. Da. Da. El e cel care a făcut o muncă fantastică. El a fost și traducător și corepetitor. Știu. Absolut tot. E minunat ce a putut să facă și astăzi când avem repetiții sau reprezentații, el vine, eu stau de vorbă ca și cu un antrenor înainte. Da. Bine. Stăm de vorbă, avem puncte de rezolvat la fiecare spectacol, la fiecare repetiție și tot timpul încercăm să fim mai buni și să nu pierdem ceea ce am obținut în repetițiile cu Declan. Felicitări încă o dată pentru tot ceea ce faceți acolo. Mulțumim mult. S-a scurs, iată, și perioada noastră. Foarte repede. Clar, la București o să fiți așa, aplaud dați pentru cele două spectacole. Să ne revedem cu sănătate și cu alte proiecte frumoase ale Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova. Mulțumim încă o dată. Dragii noștri, cam atât pentru astăzi. Exact. Mulțumim de atenție. Mulțumim și echipei. Rămâneți alături de TVR3 și TVR Craiova.